cel mai des scriitorii s-au aruncat asupra nebuniei ca temă. Și, drept să vă spun, este și destul de simplu să scrii despre nebuni. Există romane în care personajul pare normal, mergem cu acțiunea așa până la final, el face tot felul de lucruri care pot să fie stranii, ciudate și cu toate astea nu-ți dai seama că este deranjat la mansardă decât tocmai în ultima pagină a romanului. Ăsta este genul facil. E pentru scriitorii începători. Când nu știi cum să scrii, când nu ai idee, e salvator să te arunci pe un nebun și să-l prezinți ca și când ar fi normal și iată, la final ne dăm seama că a luat-o pe rariște. În altă zonă se umblă cu lucruri ceva mai subtile, mai sofisticate. De exemplu, știm că personajul ar putea fi nebun, dar nu suntem siguri și nesiguranța asta duce până la final, pentru că e o metodă estetică foarte bună de a păstra ambiguitatea în opera literară, știți lucrurile acestea și atunci nici măcar în ultima pagină nu-ți dai seama dacă personajul era sau nu nebun. În fine, există analize, există studii de caz, există nebun secundar, ca pată de culoare, ca doar pentru a întări pitorescul unei opere. Nu vă mai dau exemple. Cert este că există și un muzeu al nebuniei și probabil că și aici, la Muzeul Literaturii Române, s-ar putea face un salon sau măcar o expoziție despre personajele deranjate la balcon, la mansardă. Această preocupare m-a lovit astăzi citind într-un document despre Răducanu Maxim. Frumos nume, nu? Răducanu Maxim are o viață pe care arhivele statului le-au tot surprins în diverse documente. El revine în câteva dintre ele și povestea lui mi se pare destul de interesantă pentru o povestioară de vară, așa de zi de vară cum este asta. Și am să vă spun și de ce. Acest Răducanu Maxim, cred că vă dați seama că în actă îl chema Radu, este un tip mai moroconos, mai mohorât, mai nu zâmbește. Și știți că oamenii care nu au zâmbet, imediat sunt taxați, sunt aruncați în marginea societății, de multe ori chiar primesc o etichetă pe care nu o meritau. Iar Maxim era foarte, foarte întunecat, puțin la vorbă. Cu toate astea, să nu credeți că era tâmpit. Își făcea tot felul de planuri. Încă înainte de a ajunge la 20 de ani, deschisese, am zice astăzi, o casă de amanet. După aceea o transformase într-o casă de schimb valutar, devenise zaraf. Avea prăvălia lui, era deci totuși un om așezat și ar fi avut toate șansele să fie respectat în societate. Mai mult decât atât, familia îi găsește de timpuriu o nevastă și în scurtă vreme deja are și doi copii. Maxim este un om așezat la casa lui, prăvăliaș, pleacă în fiecare dimineață spre prăvălia lui, de undeva de pe lângă Biserica Stavropoleus de astăzi. Deci prin zona aia era vestita uliță a zarafilor și acolo și avea prăvălia și el. Era foarte meticulos, dar și foarte dornic să stea cât mai mult acolo, pentru că, trebuie să vă spun, în mintea lui încolțise ideea că ar putea la un moment dat să se descotorosească de nevastă sa care le enerva. În fine, nu era ceea ce își dorise el. Dar n-avea cu cine să vorbească, v-am zis, era taciturn și nici nu prea îi venea să dezvolte ideea asta. Adică îi se părea așa jenant, era totuși un om integrat social, un om cu mintea întreagă, dar care din când în când visa la cum ar fi dacă nevasta n-ar fi, dacă s-ar întâlni măcar mai rar cu ea. Și oamenii care au de obicei o chestie de genul ăsta, fie dau vreo obsesie care până la urmă îi nebunește, fie că
pur și simplu au nevoie de altceva, de o compensație. Iar el începe să aducă pe lângă banii pe care îi evalua și pentru care primea, bineînțeles, un comision, începe să aducă și bijuterii, poate unele aduse la manet, și începe să fie din ce în ce mai atașat de aceste bijuterii și nu de oricare. La un moment dat, în prăvălia lui, ajung niște cercei. Și o să vă spun, sunt multe astfel de lucrușoare care mai mult pe omul singur decât pe cel foarte ocupat, pe omul care nu are încă satisfacție afectivă, îl tentează la modul absolut. Și așa s-a întâmplat și acum. Acești doi cercei aveau pietre negre, de un negru total, pietre care erau înfășurate pur și simplu într-un gușter auriu, al cărui cap părea că se topește în păcura infinită a pietrelor. Era ceva ciudat cu acești cercei și din una în alta, răducanul Maxim începe să-i poarte. Acum trebuie să vă spun că el era și pe jumătate evreu, cel puțin așa îi se spunea prin Mahala, cu toate că la ce amestec mare era prin București, e greu de spus cât sânge, câtă cantitate, câtă moștenire avea dintr-o parte sau din alta. Dar în acte apare uneori și drept Maxim evreul, dar și răducanul Maxim și mai nou bărbatul cu cercei. E adevărat, multă lume purta pe vremea aia cercei, dar nu din categoria socială din care făcea parte Maxim. Avea cercei, să spunem, negustorul de sclav, aveau niște greci mai fantosiți, snobi, în fine, chiar mai tineri, necopți la minte, dar un negustor, mai ales din strada zarafilor, cu cercei în ambele urechi, era ceva prea de tot, pentru că ne aflăm, desigur, la sfârșit de secolul XVIII, în anul 1797. Mai e puțin și se termină veacul. Maxim este preocupat de cerceii lui, care cercei o enervează pe nevasta sa. Aceasta este oripilată de noul obicei al bărbatului ei și noaptea, stresare în somn, se sperie, pentru că are impresia că din cercei ăștia lui Maxim, uneori gușterii se desprind și populează perna, patul, lucrurile, lenjeria, sunt peste tot și ca urmare îi cere cu insistență să-și dea jos cercei și să renunțe la acest obicei. Or, pentru zaraf lucrul ăsta este de neconceput. Avea o singură plăcere omul și pe aia să iei, chiar mi se pare cam exagerat. Totuși, nevasta era foarte hotărâtă și voia neapărat să câștige în acest conflict, așa că face o jalbă, bineînțeles, la palat. Da? În jalba ei arăta că omul este cam dus și, ca urmare, dorea să administreze singură toate bunurile, averea familiei, pentru că era teamă că evreul este nebun. Bun. Și faptul ăsta că deja pune o barieră între ea și Maxim, nu mai este răducanul Maxim, este evreul nebun. Maxim este chemat la divan, îi se face un interogatoriu, este, în fine, întrebat de una de alta, dar v-am spus, el era taciturn și așa vorbea foarte puțin. Și mai stătea și încruntat, imaginați-vă. Știți ce impresie proastă fac oamenii care nu știu să zâmbească? Să știți că eu am trecut prin chestia asta și nu vorbesc așa la voia întâmplării. Vă să zic că îl avem pe răducanul Maxim încruntat, înnegurat și răspunzând monosilabic la interogatoriul pe care inspectorul de divan l-a pus la cale cu câteva zile înainte. Și bineînțeles, din una în alta ajung la cercei. Și inspectorul îl întreabă ce cu cercei respectiv, dacă chiar are de gând să-i poarte om în toată firea cu cercei ăia care sunt cu pietre mari, negre și cu niște șopârle pe ei, totuși nu prea sunt cercei de bărbat serios.
la care Maxim nu știe ce să răspundă. E într-unul din momentele aia când nu știi dacă să te enervezi. Plus că îi se părea foarte deplasat ce îl întreba inspectorul. În loc să-i spună de ce îl chemase acolo, s-a făcut să comenteze despre cerceii lui și așa că ce pe scurt, ca să totuși să nu fie rău, să nu intre în vreun conflict, scoate printre dinți așa o înjurătură pe care o știa din copilărie, de la un argat sârb. Știți, când nu știi ce să spui, zici ceva acolo într-o limbă străină și, în fine, scap repede. Cam asta face și Maxim, săracul. Dar impresia este fatală. Inspectorul e convins că boii lui Maxim sunt plecați de multă vreme de acasă. Și chiar așa și scrie, dă rezoluția pe jalba nevestei, spune exact ceea ce ea voia. Într-adevăr, evreul e cam nebun. De aici încolo, întreaga avere va fi administrată de către nevastă. Lucru care era destul de dificil, de greu, de rar în epocă. De regulă nu era lăsată pe mâna nevestei averea unui om, decât dacă chiar existau niște motive întemeiate, și aici nebunia era desigur un motiv foarte întemeiat. Bineînțeles că se enervează auzind despre o astfel de chestie. Răducanul Maxim devine violent. Pune mâna pe o bâtă, vrea să-și bată nevasta. Bineînțeles că sunt imediat chemați vătășii, ispravnicul este legat de gard cu lanțul și stă acolo 40 de zile. În văzul tuturor, iată un motiv chiar să nebunești și nu alta. Și cât stă, cât meditează, știi, cam 40 de zile era întotdeauna perioada în care un om putea să înțeleagă adevăratele valori ale vieții. Și, desigur că, și lui se întâmplă la fel. După 40 de zile e deja mai calm, când se vede din nou liber, își spune la urma urmei, și așa nu se folosea de banii respectivi, n-are decât nevasta să facă ce-o vrea, poate că nu o să fie nemuritoare. Și să vă zic, un gând ca ăsta aruncat așa la întâmplare, de multe ori dă roade. Nu după multă vreme, după vreun an, doi, femeia aceasta care reușise să administreze averea evreului nebun, moare. Se întâmplă lucruri de genul ăsta. Iar Maxim zâmbește, în sfârșit răzbunat, dar nu apucă să-și dezvolte zâmbetul ăsta sardonic, pentru că din curtea respectivă se ridică o slugă care era ajutorul principal al fostei neveste, un vătap care depune imediat o plângere la palat, readucând tuturor în memorie faptul că Maxim Răducanu era nebun și deci că nu se poate ocupa de averea rămasă în urma nevestei. Trebuia neapărat să fie numită o epitropie, să fie aduși niște administratori care, desigur, și ei erau plătiți, câștigau și ei, aveau o leafă, sunt împărțite rolurile, au grijă să arunce și la cutia milei și la palat și în visteria palatului câte ceva și lucrurile merg mai departe. Maxim a apucat să fie nebun, n-are decât să moară așa. Averea lui merge mai departe cu slugile pe care le-a format nevasta, pentru că trebuie să vă spun, un nebun este de regulă hotărât, nebunia în general este hotărâtă de societate și mai puțin de un doctor sau de nu știu mai ce. Odată hotărâtă nebunia lui Maxim Răducanu, ea va rămâne pe viață, va fi eticheta marginalizării lui și atât. Trist, nu? Trist, dar totul, gândiți-vă, pornește de la un nenorocit de zâmbet pe care e atât de ușor să-l scoți și când trebuie și când nu e necesar. Nu-i așa? Săptămâna viitoare ne vedem cu o poveste care începe dincolo de nebunie, dincolo de Maxim.